Salutare, salutare! Este deja vineri dimineață. Nu am filmat nimic până în această dimineață pentru că am avut o săptămână super aglomerată la muncă și seara după ce terminam programul eram caput. Dar încep în forță acest vlog pentru că vreau să vă vorbesc puțin despre crema asta de la Fenty Beauty, care am vrut să-i fac așa un first impressions, dar n-a ieșit ce trebuie. Deja o folosesc de câteva zile. Și să știți că îmi place. Singurul dezavantaj pe care îl găsesc este faptul că are parfum și știți că mie nu-mi plac cremele de față care conțin parfum, dar este un parfum plăcut oricum. Îmi place foarte mult. Cred că vi l-am arătat așa cam cum arată ambalajul și în vlogul trecut. Știu sigur că am menționat-o, dar nu știu dacă am arătat ambalajul cum arată el în mare parte. Practic, este o rezervă pe care o bat în acest recipient. Și poți să o închizi ca să nu apeși din greșeală pe pompiță. Crema în sine este ceva mai grasă, așa că pentru un ten uleios nu cred că se potrivește prea bine, sau poate doar iarna. Are așa o consistență mai văscoasă puțin. Îmi place foarte mult, precum am zis puțin mai devreme, pentru că hidratează foarte bine tenul. Are și factor de protecție 30. Și chiar lasă pielea așa luminoasă, foarte luminoasă. Am senzația totuși că de la ea mă ustură ochii în cazul în care ajunge crema în ochi, pentru că n-am mai avut de ceva timp problema asta și de când am început să folosesc crema asta, dacă nu mă machiez să aplic o bază pe ploape, să nu se scurgă crema, mi se pare că irită ochii. Am dat și cu puțin balsam de buze, dar cred că se poate vedea pe cameră că tenul meu arată foarte, foarte luminos, ceea ce îmi place. Dacă mă machiez imediat, sincer, nici nu mai aplic acum primerul ăsta de la Glossier, pentru că după aia chiar că beculesc. Mi-am amintit că vreau să vă spun două cuvinte și despre acest marker pentru sprâncene de la NYX, care se numește Lift and Snatch. Am primit destul de multe întrebări de la voi legate de el, dacă e bun, dacă chiar arată sprâncene naturale atunci când îl folosești. Ca și produs în sine, mi se pare că e ok, doar că trebuie să ai mână ușoară și să-ți faci așa un exercițiu, să trasezi firele alea cât mai real posibil. Și sincer, e ceva mai greu. Mie nu mi se pare că e atât de ușor, îți trebuie o anumită dexteritate. Așa că pentru mine nu cred că l-aș mai cumpăra. Ca și culoare, să știți că arată identic cu nuanța sprâncenelor mele. Asta îmi place foarte mult. Dar mi-e foarte greu să nu greșesc. Poate pentru un make-up artist sau cineva care se pricepe să-și facă sprâncenele mai bine. Nu e nimic foarte greu. E voilà. Asta este machiajul de astăzi. Uite această floricică care n-a filmat absolut nimic ieri, după ce m-am pregătit de dimineață, v-am zis că trebuia să lucrez și am zis că o să mai vorbesc cu voi seara. Ei, ca așa nu am mai avut timp. De fapt, am avut timp, dar eram obosită, mi-am făcut și unghiile, vreau să vă arăt cum îmi fac unghiile, dar o să vă arăt eu într-un alt vlog. Era cazul, arătau horror, nu știu dacă le-ați observat puțin mai devreme. Iar acum este sâmbătă dimineață. Bine, min. Ba da, e dimineață, nu, nu mint, e 10 jumate. Nu știu ce am înțeles că e mai târziu. Și sunt în mașină, o aștept pe Maria. Iarăși sunt cu Maria, iarăși plecăm să ne vedem cu o altă fată foarte dragă nouă, și anume Alex Sabu. O să las canalul ei și aici în descriere. Și aștept că Maria s-a dus până la magazin să-și cumpere o banană. Am zis să luăm și o apă pentru că mergem în Londra să ne vedem cu ea. Și am preferat să mergem cu mașina decât cu trenul. Ne-am uitat, erau niște prețuri exorbitante la biletele de tren. Și am zis că niciun caz nu se justifică. Așa că mergem cu mașina. Avem cam o oră jumate de condus.
Așa că suntem puțin în întârziere, la ora 12 am zis că ne întâlnim cu Alex, dar ne întâlnim la un mall, pentru că e o zi destul de ploioasă, urâtă, mohorâtă și în cazul în care plouă am zis să avem unde să stăm. Dacă e frumos, suntem aproape de Hyde Park, din câte mi-amintesc, așa că ne vom plimba și pe acolo. Am să filmez, astăzi chiar am să filmez, o să vă arăt și pe Alex puțin mai târziu și cam atât. Am vrut să fac așa o mică introducere, să nu vă întrebați ce se întâmplă cu mine, de ce vinerea nu sunt la muncă și sunt prin parcuri și mă plimb, pentru că nu e vineri, e sâmbătă, dar mă aștept pe Maria să vină și sunt gata de drum, am Wi-Fi pregătit, chiar mă sun acum, probabil vrea să mă întrebe ce vreau să îmi cumpere. Alo? Dacă am găsit apa, ce apă mică, plată? Da, te rog. Ai și Coca-Cola zero mic? Vrei? Nu, vreau apă, te rog. Apă mică, plată, vine, te pe, da. Mersi, pa! Exact ce ziceam, așa că trebuie să vină și Maria, am Wi-Fi-ul pornit și plecăm la drum. După 1700 de ore am ajuns, am parcat, Alex ne așteaptă cam de 40 de minute. Nici nu vreau să mă gândesc cât de mult ne urăște în momentul de față. Are ce de două. Sau așa. Și ne grăbim. La o terasă de vreo jumătate de oră, să zic așa. Sunt aici și cu Maria și cu Alexa, care filmează și ea. Alex, fetele! Maria! Hey! Sunteți pe cameră, vă filmez! Bună, panilema! Uitați ce cameră frumoasă are Alex, îmi place maxim, că e așa micuță. E undercover. Da. Și mă bucur tare mult să o revăd pe Alex, n-am văzut-o de 100 de ani și cum să stau să se vadă și ea. Așa, da. Ba da, trebuie să te vezi, că aici am prim plan. Și fetele fac vlog, așa că puteți să mergeți pe canalele lor să vedeți cum toate. Păi dacă am ieșit noi în lume. Exact, o dată pe an. Cu COVID-ul ăsta chiar că o dată pe an. Așa că acum vine mâncarea. Ne pregătim să mâncăm. Suntem la un restaurant tailandez, se numește Ping Pong. Și nu prea știm ce ne-a mâncat pe aici. Bine, dumneavoastră știm. Ce? Ne-am scurat. Dar ce le spune? Deja avem un client de mâncare. Da, oricum, nu știu cât o să stau de vorbă cu voi. Ideea e că sunt cu fetele aici, stăm la povești, avem multe de povestit. Așa că vedem ce facem mai târziu. Am zis că mergem să mâncăm și ceva dulce, mergem să ne plimbăm. Avem o zi drăguță înainte. Alex. Cheers. Ca și tine și una în plus. Am înțeles. Hai să-l dat în plus. Hai să vedem dacă ne place. Ea mi-e sigur îmi place, le știu. Ah, ok. Haide, fetele mele. Sigur nu vrei? Nu, mi-au și de acolo brioșe. Dacă îmi plac cum arată, nu știu. Deci cu ce mănâncem? Cu fistic? Și e bună? Da? Ia să vedem și cum arată. Chiar e bună, dar n-are nicio treabă cu ăla ambalat. Da? E mult mai bună, ăla ambalat e nu... Da, dar tot ăla e tu bun. Nu. A, ok. Supermarket. Da. Păi probabil că e ca baclavaua aia la pachet și aia cu noi din copii. N-are nicio legătură. Trebuie să găsesc liter mult și în Tesco. Da? Genial. Așa, și tu, Alex? Dă-mă și mie, hai să iau alegea. Ia, îmi pune mâna.
Doamne, nici nu se vede nimic. Îmi place. Trebuie să-ți vină vencetura asta. E ok. Mai mult pentru mine. Exact. Nu știe țăranul ce-i sopranul. Exact, mulțumesc. Cum ai zis mai devreme, dați-mi o safarină. Și tu, Alex, îți place? Tu cu ce ți-ai luat acolo? Ca și eu, mam. Strawberries and cream, pistic și hazelnut. Mm. Și tu mai ai cu, hai, mănâncă și cu strawberries, dacă îți place. Mi-am ghețat gura. Din asta și din vrei să duci? Nu, ce ai mănâncă după mai reacționezi. Risipește orzul pe duște. E bun să vină azi, Alex? E bun și asta, foarte bun, îmi place mult. Da, ia și înghețat. E mult mai bună aia, pistică. Go ahead, thank you. Well, we're going inside. Right? Ah! Wait, why after you can come? No, that's why you can come. Yeah. Oh, thank you. Încurcăm oamenii să intre la ei în casă. Vezi că le faci casa faimoasă. Ce fotograf implicat ai? A judecat? A ieșit una? Avem câștigătoare. Super! Am plecat din mall și am ieșit să ne plimbăm așa prin Londra. Mergem către Kensington Palace și am găsit un Paul, așa că ne-am oprit aici să bem o cafea și mâncăm și ceva dulce. E atât de frumoasă zona prin care ne plimbăm și e plăcut că nu plouă. E norat, dar nu plouă. Asta e cel mai important. La Kensington Gardens. Toată lumea cu filmarea. Da. V-am dus bine. Ne-a dus Maria. Am mâncat o bujdurică și la cafeneaua Paul. E ok, n-am mai vorbit. Și o cafeluță. Te-am lăsat pe tine. Ma, și pentru mine. Și acum o să dăm o tură de parc să mai ardem caloriile mâncate. Deci dăm o tură de parc, ca să vă arătați auzit. Așa, continuă. Dăm o tură de parc, da, da. Și suntem foarte norocoase că nu plouă. Deși se anunța astăzi o zi foarte ploioasă. Suntem aici picture in picture in picture in picture. Dacă tu vorbești, măcar zici pentru toate cele trei vloguri. Voi abuzați exact. De vocea mea? Să știi că trebuie să cer acolo realități.
Când ieși și tu cu fetele la plimbare și fetele stau pe telefon. Ne iertați, vă rugăm. Ia uite-le. Nu ne certa, mami. Nu, glume, și eu am stat puțin pe telefon. Asta e când ești faimos și te caută toată lumea. Da. Nu poți să faci față așa ușor. Ia toată lumea în parc, cred că se poate observa, dar e foarte frumos și mă bucur că n-a plouat și am reușit să ajungem prin parc pe aici. E super. Și e așa de plăcută temperatura, că nu e nici prea cald, nici prea frig. Da, cred că e mai plăcut acum așa că e puțin în ora decât dacă ne bătea soarele în cap. Foarte frumos e. Da, ce bine am nimerit. Da, perfect. Dacă ne luam după vreme și ziceam las că nu ne întâlnim că plouă, rămâneam cu buza umflată. Da. Nu știu, bagă, și când a plouat în Londra, a fost frumos. Da. Păi ce, că aici oamenii nu așteaptă să nu plouă, că dacă așteaptă să nu plouă, nu mai fac nimic. Exact. Mi-am văzut și dacă plouă, sunt cu cizme, cu umbrele, cu cești de ploaie și gata. Și aia e. Pentru că n-am mâncat suficient azi, ne-am oprit și la sushi, așa, spontan. Da, o bustărică de seară, vorba lui Alex. Am stat în aer, în natură, ne-am luat pomica. Ne-am obosit aerul care te fac. De tap. Așa că am zis să mai stăm puțin aici. Cred că noi, de fapt, tragem de timp, nu vrem să ne despărțim și ne tot oprim. Da. Stăm să mâncăm sushi-ul ăsta, după care mergem pipim către case, pentru că avem ceva de mers. S-a terminat ziua asta, poate. Am luat atâția că e ora 5, cam așa, și m-am văzut că e 7 și nu ne-a venit să credem. E 8 fără 20, deci nu știu cum a trecut timpul. Știi că, nici eu. O bat, dar am făcut de pe repede. Că vă mai arăt încă o dată pe Alex. Suntem aproape de mall, de ora despărțirii. Da. Nu mai vrem. Nu. Dar crezi că trece așa repede timpul? Da, ar trebui să existe un buton de pauză. Da. Te vreau să stau mai mult azi. Da. Și nu mai trece. Ce fain ar fi. Da, chiar ne-am simțit super bine astăzi. Da. Așa mă bucur și că am stat la povești. Ne-am organizat așa rapid și nu s-a întâmplat nimic să... Dar vreau să te arăși pe tine că tu ești... E și aici. Uite, e și Maria aici. Toate trei suntem. Da. Pe mine m-ai trimis acasă, recunoaște. Da. Pleacă, nu vreau să fiu prietenă cu tine. Ne mai vedem cu Alex, trebuie să ne mai vedem. Nu suntem chiar la capăt de țară, una de alta. Da. Trebuie doar să ne organizăm mai bine. Și să nu mai vină lockdown-ul. Și să nu mai vină lockdown-ul, da. Ai plecat și multe nopți am plâns. Pa! Cu toate astea, eu aveam încă 10 lucruri minunate în viață și nu puteam să le fac pentru că atenția mea era concentrată doar la ce era rău. De asta spun că cred că sunt cazuri distincte și sunt cazuri... Bună dimineața! S-a trezit dulceața. Nu este dimineață, este 2:30. M-am trezit de dimineață, nu e ora la care m-am trezit acum 2:30. Dar cum m-am trezit, am fost pe fugă și mi-am făcut și eu prima doză de vaccin anti-COVID.
După care m-am întors acasă, am ieșit cu Idefix și cu Lady la plimbare, a fost și Tibi cu mine. Am mâncat ceva de la Mac, am zis să mă răsplătesc pentru efortul de a-mi face vaccinul. Și nu știu, n-am dormit foarte bine azi noapte, ieri a fost o zi superbă. Chiar a fost foarte frumos în oraș cu fetele. Ne-am plimbat o grămadă, am povestit vrute și nevrute. Nu am văzut de foarte mult timp pe Alex și mi-era dor să o văd. Plus că se întâmplă lucruri foarte interesante în viața ei, lucruri foarte entuziasmante. Dacă vreți să aflați, vă invit pe canalul ei și vedeți acolo exact ce și cum. Și da, a fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine. Și mă bucur că am fost, pentru că ne bătea gândul să amânăm cumva, având în vedere că se anunțau ploi și vreme urâtă, dar chiar n-a plouat deloc în Londra. Așa că da, a fost bine că nu ne-am răzgândit. Și asta ziceam, că n-am dormit bine azi noapte, nu știu, am fost așa foarte obosită de ieri. Și cum am venit de la vaccin și ne-am plimbat câinii și așa, după ce am mâncat, am zis că trebuie să dorm puțin. Asta e și motivul pentru care la ora asta sunt în pat. N-am adormit așa profund, am moțăit mai mult, am stat, m-am uitat pe YouTube. Aș vrea să citesc, dar n-am avut starea necesară și asta, sincer, nu am niciun plan. Cu siguranță mai vorbim astăzi, nu cred că închei vlogul aici, pentru că cred că ar fi unul foarte scurt. Nu știu, poate o să vă arăt ce citesc puțin mai încolo, să mă mobilizez și puțin. Căci acum sunt o pleașcă. Mi-a mai revenit, așa că m-a adus Maria, care e în mașina aici și tot încearcă să parcheze de zor. Mă, vaccinul iese din prima. Din prima iese, da, aia sunt eu afară. Am venit până la Marks & Spencer să luăm ceva dulce și să mai căscăm puțin ochii, dar suntem puțin pe fugă, pentru că într-o oră, fix mai puțin de o oră, se închid magazinele, așa că am zis să ieșim puțin din casă. V-am zis, eram mult prea plășită și am zis, dacă ies puțin, poate mai revin. Așa că am luat-o și pe Sorela. Hai că nu... Dar nu are loc, are loc, cu forță. A, ești bombă, ce să mai... Haide. După 10 minute de parcat... Glumesc, nu exagerez, au fost vreo 8 jumate, nu chiar... Da, din păcate nu cred că are ce voiam eu. Haide, măcar am niciodată, dacă vrei să vezi. Nu, că nu vreau cu asta, nu înțelegi, era cu ciocolată. Da, asta voiam eu, dar se pare că... Ok. Se pare că nu au. Uite, și asta arată bine. Au și niște sosuri interesante. Sunt tentată să iau pe ăsta. Hai să vedem. Tu ce ai găsit aici? Carrot cake. Deci noi suntem, eu și pe masă mă nebunită după carrot cake. Dar l-am făcut în casă și pe ce am cumpărat din supermarketul a fost nașpa. Așa că am căutat pe net și ăsta din market pe că ar fi cea mai bună versiune din supermarket. Așa vedem. Că îl testăm acasă. Da, și o porție de 68 de grame are 260 de calorii. Vedem, dacă ne place o terminăm, dacă nu o aruncăm. Ok. Tata? Care cam un, da. Mai e mama. Ia. Cald, vezi? Știi cum eram eu la Lidl? Hai, spun și ție, da? Da. Deci 68 cu 68, 136. Sincer, nu mi-amintesc
ce am filmat ultima oară, care a fost ultimul cadru pe care l-am filmat înainte să mă vedeți vorbind aici. Dar aseară când m-am băgat în pat, am realizat că nu am făcut o încheiere pentru acest vlog și că vă și promisesem cam să vă spun așa câteva cuvinte despre ce am mai citit. Dacă ați urmărit vlogul anterior, cred că deja știți că am renunțat săptămâna trecută la cartea de 5 AM Club, pentru că nu era ceva care să fie pe aceeași lungime de undă cu ce-mi place mie să citesc. Așa că după ce am dat-o la o parte pe aceea, am zis să iau o carte ușurică din biblioteca mea și am ales cartea de Eric Emanuel Schmidt, Oscar și Tanti Roz. Este o carte pe care o știu de mai bine de 10 ani și pe care o aveam în wishlist-ul meu, dar din vari motive n-a ajuns să fie citită până acum. Și vreau să vă zic că nu știam la ce să mă aștept, adică nu am citit înainte să văd așa. Cred că v-am mai zis, nu-mi place să citesc rezumatul cărților, nu-mi place să știu la ce trebuie să mă aștept, pur și simplu vreau să fiu luată prin surprindere. Da, evident că de foarte multe ori știu că ar fi un thriller, știu că ar fi ceva de dezvoltare personală, dar de multe ori dacă e ceva beletristică, prefer să nu știu ce citesc. Așa că nici despre cartea asta nu știam mare lucru și mi-a plăcut extrem de mult, foarte mult mi-a plăcut, m-a surprins atât de plăcut și nu știu, deși este o carte subțire și s-a terminat rapid, am citit-o în 2 dimineți. Deși nu vreau să vă dau spoilere, am să spun totuși că nu abordează un subiect prea plăcut, dar cu toate astea, nu știu, pe mine m-a făcut să zâmbesc, m-a făcut să văd partea plină a paharului, să zic așa, din această carte și mai puțin partea mai întunecată și mai tristă. Acum, am terminat această carte și pentru că de vreo jumătate de an, cred că, nu știu, Instagramul și contul meu de Goodreads este plin de această carte și am auzit că este o carte foarte bună, am zis, trebuie să o citesc și eu, nu o aveam în colecția mea, dar uite că am cedat și am cumpărat o carte pe anul 2021. Este vorba de The Silent Patient, scrisă de Alex Makalides. Nu știu exact, în fine, în română este tradusă Pacienta tăcută și credeți-mă că nu cred că am persoană pe care o să urmăresc așa continuu pe Instagram sau pe Goodreads care să nu fi citit cartea asta și să nu-i fi plăcut. Da, este vorba de un thriller, abia am început să o citesc, am citit într-o seară, sunt la pagina 16, încă nu m-a prins pentru că, na, sunt abia în introducere, dar am înțeles că e genul acela de carte pe care nu o poți lăsa din mână și sunt foarte curioasă, așa că asta e ce citesc zilele astea. Nu știu dacă am să o termin rapid pentru că am niște zile destul de pline, dar nu vreau nici să mă lălui cu ea foarte mult. Pentru că mai am o grămadă de cărți în biblioteca mea care așteaptă să fie citite și, sincer, wishlist-ul meu de cărți tot crește. E incredibil, apar cărți din ce în ce mai interesante, coperți cât mai atrăgătoare. Am și cărți mai vechi pe care vreau să le citesc, așa că, nu știu, mă tot gândesc dacă să încep să le și ascult, pentru că, evident, atunci când asculți o carte, o termin mai repede decât dacă stai să o citești. Dar, în același timp, mă gândesc că dacă aș începe să le ascult, s-ar putea să-mi plece gândul în altă parte, să nu fiu atentă și, nu știu, parcă tot cititul cu cartea în mână este stilul meu preferat pentru a parcurge o carte. În fine, ideea e că am vrut să vă arăt ce mai citesc zilele astea, am să închei acest vlog aici. Propun să fac și săptămâna asta un nou vlog, așa că cel mai probabil ne vom auzi săptămâna viitoare într-un nou weekly vlog. Până data viitoare, nu uitați, aveți grijă de voi și de sufletele voastre. V-am pupat! Pa!